Da, am văzut și eu lucrurile astea ca și prezentate ca și o noutate, șoc, surpriză. Eu lucrurile astea, dacă țineți minte și dacă vă uitați în declarațiile ale mele din trecut, am spus încă de când am terminat mandatul că există indemnizație pentru toți foștii comisari europeni, o indemnizație de tranziție care durează 3 ani după mandat, care se acordă pentru că există și niște restricții profesionale pentru foștii comisari. Ea se acordă automat, fără nicio obligație din partea persoanelor respective față de Comisia Europeană, și ea se acordă tuturor foștilor comisari. Deci e o perioadă de 3 ani, a început în noiembrie 2014 și merge până în noiembrie 2017. Ea apare în declarația de avere, tot a fost făcut transparent. Nu sunt bani care vin de la firme private care să aibă contracte cu guvernul, nu sunt bani care să vină, eu știu, din partea altora care au anumite interese la guvern, sunt bani pe care i-am de la o instituție publică și care vin pe baza unui regulament european care nu au nicio legătură cu responsabilitatea pe care am în momentul de față. Dar sunt mai și ca să mai spun... Euro? Nu mai este adevărat. Da, deci e vorba cam de jumătate din... cred că ceva mai mult de jumătate din salariul net de comisar, încă o dată pe perioadă de 3 ani. Legat, ca să clarific și lucrurile astea, poziția mea ca prim-ministru față de Comisia Europeană a fost foarte clară de la început. Atunci când au fost de criticat lucrurile, le-am criticat. Atunci când a trebuit să susțin puncte de vedere ale României, le-am susținut. De asta n-am nicio obligație față de Comisia Europeană. Și acum, pentru că văd tot felul de comentarii care apar din partea unora, nu eu sunt primul ministru care a primit un to-do list de la Comisia Europeană care să-i spună ce să facă și ce să dragă. Eu sunt cel care am spus atunci foarte ferm când a fost cazul că, de exemplu, România nu acceptă cotele de migranți. Eu sunt cel care am negociat și am insistat pentru implicarea Comisiei Europene pentru eliminarea vizelor pentru Canada. Deci, din acest punct de vedere, n-am avut nicio problemă și vreau să fie foarte clar pentru toți cetățenii români că independența mea e totală și sunt foarte conștient de responsabilitatea pe care o am în calitatea actuală.